Radio România Regional vă prezintă un nou episod din cadrul proiectului Eu aleg România, istoria românilor în 100 de momente esențiale. Astăzi ne amintim de savantul român Henri Coandă. A realizat macheta unui avion fără elice și a expus-o la Salonul Internațional de la Berlin din 1907. Dar soluția de propulsie imaginată de el nu a trezit niciun fel de interes. Nu a dezarmat și și-a continuat cercetările. La București, comandantul arsenalului armatei îi pune la dispoziție cele necesare pentru a construi și testa rachete. După ce l-a cunoscut pe inginerul francez Gustave Eiffel, acesta scria celui care îl recomandase: știe mai mult decât alții ingineri cu experiență și cu părul alb, știe ce vrea mai bine decât toți, ce trebuie să facă și cum să lucreze. Eu îl voi sprijini cu tot elanul, pentru că văd în pregătirile lui tot ceea ce am visat să fac eu, dacă, vai, vârsta mea mi-ar fi permis-o. Iată de ce simt că acest Coandă face ceea ce aș fi vrut să fac eu însumi pentru omenire. În octombrie 1910, la Salonul Internațional de Aeronautică de la Paris, Henri Coandă a expus primul aeroplan cu reacție din lume. Avionul creat de Henri Coandă aducea câteva noutăți în aviație. Pentru prima oară, rezervoarele de combustibil și lubrifiant erau instalate în aripa superioară, a cărei grosime era suficient de mare pentru a permite acest lucru. O altă prioritate era renunțarea la învelișul de pânză pentru aripă și folosirea unuia rigid de contraplacaj subțire. Cele două roți din față puteau fi parțial escamotate în aripa inferioară. Atunci când i-a văzut avionul la salon, Eiffel i-a spus: păcat, băiete, că te-ai născut cu 30 de ani, dacă nu chiar cu 50 de ani, prea devreme. Cu mult prea devreme. Într-o zi de decembrie 1910, avionul a fost adus la Issy-les-Moulineaux. Le-a spus celor doi pionieri ai aviației franceze prezenți, Voisin și Breguet, care știau că Henri Coandă nu era pilot: voi încerca să mă plimb puțin pe teren. Dar să-l lăsăm pe Coandă să povestească cum s-au desfășurat lucrurile. Nu aveam intenția să zbor cu avionul în acea zi, ci doar să controlez aparatul cu reacție la sol. Când m-am urcat în carlinga deschisă și am început rulajul avionului la sol, am constatat că ceva nu este în regulă. Mi-am concentrat toată atenția asupra reglării motorului cu reacție și n-am observat că avionul prindea viteză. Apoi am privit afară. Zidurile Parisului erau chiar în fața mea. Am forțat aparatul să urce prea brusc și s-a angajat în limită de viteză. Aripa stângă s-a rupt, iar avionul meu s-a prăbușit pe sol. Deoarece nu purtam centura de siguranță în carliga deschisă, am fost aruncat în momentul prăbușirii. Mi-am revenit simțindu-mă ca și cum s-ar fi zdruncinat totul în mine. Avionul meu cu reacție ardea la câțiva iarzi mai încolo. De atunci a zburat doar ca pasager, iar prorocirea lui Eiffel s-a împlinit. A trebuit să mai treacă 30 de ani până când avionul cu reacție să devină o realitate. Mâine, un nou episod din cadrul proiectului Eu aleg România, istoria românilor în 100 de momente esențiale. Puteți urmări fiecare episod pe site-ul eualegromania.ro și pe canalul de YouTube al campaniei.